Bună seara, copii! Copiii nu sunt nimeni altcineva decât elevi de la renumita școală Mihai Eminescu, școala 28 din municipiul Galați, din cartierul Bazeva. Grație preocupărilor pentru literatură, pentru cultură de la această școală, anul trecut au înființat la școala 28, deci în 2014, cenacul literar sugestiv, intitulat Lumini, la inițiativa doamnei învățător, de fapt profesor, Luminița Mirică Bobiș. Aceasta a fost susținută în demersul său de doamna directoare Camelia Bucșă, precum și de o cunoscută prietena noastră, doamna bibliotecară Victorița Tănase. Deși a pornit ca o activitate doar a clasei a treia, așa, vreau să mă aud, încet s-au alăturat și elevii ai altor clase, dornici de lectură și de creație. Cum ar fi clasa doamnei învățătoare Dima Gabriela și ale doamnelor profesoare Gilda Chiriluță și, nu mult în rând, a doamnei profesoare doctor Gabriela Ciubotaru, de asemenea o prietenă a noastră a bibliotecii. Toate întâlnirile s-au pus sub semnul, nici nu se putea altfel, a cuvântului magic Lumină. Să-i aplaudăm, să-i spunem bun venit de pe râul creației literare și să le spun că acești sunt scriitori de la care au ce învăța, creații deja recunoscute și, nu în ultimul rând, aceea celor în probă la vasul nu este nimeni altul decât cunoscutul poet în nume Corneliu Antoniu, președintele filialei Uniunii Scriitori de România, Sud-Est, Galați, Brăila. Să-l aplaudați copii de două ori. Și acum câteva cuvinte de partea unei colegi de-a mele care a citit că, de fapt, cenacul nu vine să facă altceva decât să lanseze și o plachetă, o frumoasă plachetă de poezii. Poftim, Camelia Găvănescu. Bună seara, dragi copii! Bine ați venit la bibliotecara județeană Băurechean. Casa Cenacului Literar Lumin nu poate decât să ne bucure faptul că inițiativa școlii gimnaziale numărul 28, școală publică de rezonanță în arealul cultural, numele mare instituitor Mihai Eminescu, vine într-un cadru atât de cunoscut, în cadrul salonului literar accesibil, vine să înveți de la cei mari, scriitori deja consacrați, ce înseamnă o lansare de carte, o dezbatere literară și, nu ultimul rând, de a-i cunoaște pe aceștia. Noi, personalul secției de la Mult pentru Copii, suntem primii care apreciem, felicitându-i pe inițiatori și îi asigurăm de tot sprijinul nostru și de acum încolo, privind asigurarea cadrului propice de desfășurare a acestor manifestări, cu atât mai mult cât acești copii, elevi, constituie principala pondere a cercetărilor reținute pentru copii în cadrul bibliotecii județene de Aurelia. Referitor la carte, apreciez că este o plachetă de veste și proză binevenită, bine îngrijită și, cu siguranță, o mărturie a lucrurilor bune care se realizează în această minunată școală și aș sublinea imboldul pe care va da altor copii de aici, precum și din alte școli din Galați. Broșura antologică de Cenaclu dovedește din plin miracol copilăriei, prin intensivitatea intuitică a celor ce l-au pus în valoare. Un set al tăicilor deschise în vers alb sau în scurte narațiuni de proză, este copleșitoare pas cu pas, însă lipsa spațiului de timp îmi permite să amintesc doar câteva din titlurile alese personal la întâmplare fără criterii de selecție. Astfel am remarcat un care revelatoare a copilăriei în cele mai simple cuvinte preschimbate în metafore ale comunicării inteligente și precum în acusticul numele meu din debut, citesc, binecuvântare, recunoștință, imaginație, aventură, nemurire, amintire, încheiat citatul. Tabloul conceptual realizat de Briana Andrei, elevă în clasa a treia, se redirecționează mai bine decât suflul unei întregi opere, nu doar volume. Pur și simplu copilărie, ca preferință eternă de sine însăși, urmărându-și inovarea de țel, se manifestă și în poezia Vis a Alexandrei Caramatescu, elevă în clasa a întâi, radiind inocență și încântare de a fi. Citez. Eu, inimoasă și curajoasă, am un vis. Să fiu mereu în gândul tuturor, aurie și copilăroasă. Am încheiat citatul. În micile narațiuni descriptive se înlată aceeași unitate a primilor ani. Din pastea de proză Iarna de Argint a Letiției Maria Tenie, de pe clasa a 5-a, se înțelege că fiecare iarnă cu toții ne bucurăm se înțelege că îmbrățișarea e comportanta a dragostei de cea care contează în final. Citez. Desigur că în fiecare an cu toți ne bucurăm de Crăciun, cea mai așteptată sărbătoare, când scrisul vinelui și liniștii învăluie totul, acesta fiind, de fapt, cele mai frumoase și așteptate daruri. Într-o așa spusă discuție sunt tare neîndreptățiți cei ce nu au fost amintiți, dar cartea aceasta mică a cenat în literar lumini e un miracol ca atare, de impact pentru multe căluțe mari literare, care singur ar trebui să constate dacă pot trece peste o asemenea măsurugă mică, unde te probă, oriunde s-ar îndrepta. Vă recomand cu mare drag pentru întâlnirea asta. Mulțumesc, Camelia! De fapt, inițiatoarea este aceea de față, Luminița Mirică Bobiș, Bobițul numele de domnișoară și foarte bine cât și l-a păstrat. Și o invit să ne spună cum a fost, de fapt, laboratorul de creație acestui cenacul literar umin. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați invitat să fim prezenți aici la studiul dumneavoastră de lucrătoare permanente. Am emoții foarte mari. Mulțumesc foarte mult domnului director, doamnei directoare Letiția Priana. Mulțumim foarte mult părinților care au înțeles că avem un răspuns la întrebarea aceea pe care a devenit în trend întrebarea. Cum să facem noi să ne determinăm copiii să citească? Și recunosc că nu a fost ușor deloc, chiar mi-a fost frică mie și colegilor noastre să pornim la un asemenea drum. Am avut copii care, nu știu, au întâmpinat o timiditate foarte mare și au impus acea barieră că nu pot. Apoi, prin foarte multă muncă, am ajuns la un singur răspuns. Remediul pentru a trece peste acest impas este iubirea. Iubirea față de cuvânt. Și din cuvântul acesta au răsărit lumini. Lumini care nu sunt oarecare, sunt meșteșugite, cu foarte multă trudă, cu foarte mult exercițiu și numai cei care trudesc în așa mod știu exact ce se întâmplă acolo. Îi felicit și pe copii. Dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc numele tuturor copiilor care se regăsesc în această cărticică. Ea nu conține numai poezii și creații în proză, ci și desene în care au ilustrat o parte dintre versurile pe care le-au scris. Și amintesc aici pe Briana Andrei, Tania Sente, Alexandra Caramatescu, Ioana Caramatescu, Alexandra este clasa 1, Alegra Călin, Sara Chiriluță, Sara este clasa 2, Răzvan Ciubotaru, el este clasa 4, Petru este clasa 3, mă scuzați, Petru Ciubotaru este clasa 4, Rareș Cârjă, Victor Damaschin, Daria Comănescu, Daria este clasa 6-a și olimpică la faza națională la limba română, Irina Costin, Victor Damaschin. Victor a primit săptămâna trecută premiul 2 la creație literară la un concurs interjudețean la Hunedoara. Cristian Lascăr, Diana Lascăr, Diana este tot clasa 6-a, Petra Mirică, Bianca Necula, revin, Petra a primit și ea tot premiul 2 săptămâna trecută la concursul acesta de creație literară de la Hunedoara. Irina Pobeți, Iosif Poteră, Cosmina Sârbu, Cristina Stamate, Ana Maria Stăncioiu, Bogdan Suntu, Alexandra Șchionu. Alexandra a primit premiul 3 la același concurs interjudețean. Alexandru Șerbu, Letiția Tenie, Letiția este clasa 5-a, Medea Ticuniu, Diana Toma, Maria Urduza, Bianca Zărnescu. Îi aplaudăm pe toți, pe felicitarea! Eu, înainte de a o felicita, în primul rând, pe Luminița Mirică Bobiș, are și cuvântul înainte, dumneavoastră modest, a spus că are emoții de a transmis și la copii. Nu a transmis decât cele accidentate, dar nu e accidentată literar, ci numai fizic, probabil de la viață sau de la joacă. Și ca să facem o predare a ștafetei, o să rog pe poetul Corneliu Antoniu să spună doar câteva cuvinte la copii. Deci președintele Uniunii Scriitorilor de Arealul la Dunărea de Jos. Mă bucur din suflet că le văd și sper că dintre voi cel puțin jumătate să devină scriitori adevărați. Să iubească cărțile, să iubească literatura, să-și iubească dascăl și părinții. Vreau să vă spun că se prinde emoții acum, pentru că e prima oară de a saga când vorbesc unor copii. Dacă nu erați dumneavoastră, aș fi uitat definitiv că am fost copil. Datorită dumneavoastră, îmi dau seama acum că nu sunt chiar atât de bătrân pe compare. Bloggers! Vă mulțumesc să puteți aici succes și doamne profesoare care are grijă de voi. Vă felicit de voi. Bravo! Mă mir că proiectul Corneliu Antoniu nu a ținut să precizeze că de fiecare aș va face regele literaturii cineze. Poezie. Și trebuie învățați copiii îndreptați spre acest gen de literatură poezie. Regele în spate. E regele în spate. Da, vă aflați în sala Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, vouă la 28 vă spune foarte mult și numai vouă tuturor celor care iubiți cultura, literatura. Doamne, doamna copii, invitați copiii să ne câte un crâmpei din ce au creat din ala. Eu i-am întrebat astăzi ce înseamnă pentru ei cena. Și pentru că stăm sub semnul dragobetelui încă, da. S-au gândit să-și confecționeze și niște inimioare. Este inimioara fiecăruia, sigur că da, suntem înaintea mărțișorului și al năvalnicului, încă suntem așa. Și am să rog pe fiecare să-și spună cuvintele. Pentru mine, cena prin literar înseamnă o emoție, bucurie, creativitate, o ușă spre împlinire, libertatea minții, cerul gândirii, marea cuvintelor, muntele expresiilor. Bravo! Bravo! Mai departe, doamne. Pentru mine, cena înseamnă lumină, învățătură, prietenii, jocul mic. Deci, pe aplaudați, încurajați! Pentru mine, cenarul înseamnă lumina, steaua cea lucitoare, o floare îmbogățită, o carte de aur. Bravo, bravo, bravo! Pentru mine, cenarul înseamnă iubire, pasiune, respect, ascultare, învățare, lucruri. Cenacul pentru mine înseamnă atenție, iubire pentru carte, literatură, învățătură, o iubire aprinsă, distracție, prezență. Pentru mine, cenacul înseamnă descoperirea talentului meu de a scrie și o magie realizată. Pentru mine, cenacul înseamnă bravo, bravo, bravo! Vreau mai tare că ați mâncat în după amiaza asta totuși. Îmi spune domnișoara doctor Gabriela. Mai multe cioruri. Da! Bravo, bravo, bravo! Pentru tine, hai! Pentru mine, cenacul literar înseamnă o arătă pe un verde de frumusețe incandescentă, o minune inimitabilă, o scripire de inteligență. 30 câți? 30 câți? Câți? 30 cam așa. Pentru mine, literatura este o poartă către cunoaștere și coloana inteligentă de sprijină. Uite, și frumos! Literatura și cenacul înseamnă iubire, frumusețe, suflet, curaj și uitare. Bravo, mă, felicitări! Curaj, curaj, tare! Cenacul pentru mine înseamnă lumină în Bravo, felicitări! Aplauze! Pentru mine, cenaful înseamnă poezie, inteligență, lucru în echipă, desen, compunere, cânt și dragoste. Bravo, bravo, bravo! Pentru mine, cenaful înseamnă o strălucire, o cale spre un bine, un mod în care începem viața cu un bine, o poveste pe care o trăiesc, o sunt, o cresc, o poezie pe care o fac vers cu vers. Bravo, felicitări! Eu nu-i hărit un pic? Cenacul, munca, lucrul în echipă, ideile dăruite unul altuia, fericirea de a-ți vedea numele în cartea la care ai muncit. Eu am scris, voi ați citit. Bravo, felicitări! Cenacul pentru mine înseamnă poezie, armonie, creativitate, prietenie, bunătate, înțelegere. Felicitări, felicitări! Pentru mine, cenacul înseamnă bucurie, reușită, emoție și binecuvântare. Mulțumesc părinților și doamnei învățătoare Mirică Bobiș, Luminița. Felicitări, felicitări! Comunicare, bucurie, distracție, de carte, bunătate, prietenie, înțelegere, pasiune, respect, creație. Felicitări! Această frumoasă carte pentru voi. Să o parcurgeți toți, că vă ascultă, să știți, și vă dă un punct în plus la voi de doamnele învățătoare, profesoare. Și puncte de cum o colorați. Biblioteca nu poate să rămână în urmă, să vă dea și ea doar un exemplu cum se scrie, este un model pentru voi cum se scrie o revistă literară, o revistă culturală. Și nu în ultimul rând, fiindcă vă prețuim foarte mult cei de la bibliotecă, o să vă mânesc o diplomă de excelență pentru faptul că ați debutat cu această plachetă de excelență. Aplauze și pentru voi, ne meritați, noi vă dorim succes împreună cu Diana Uniunii Scriitori de România și cu toți prietenii dragi de aici, de la Salonul Literar Artisiferic. Nu uit să felicit părinții fără care nu am putea să venim în fața dumneavoastră cu asemenea creații. Felicitări tuturor! Doamna Pobeți, doamna Călătaru, vă mai aștept la bibliotecă când deja veți avea creații care să concureze cu adevărat și să ia și premii cum ați început de altfel. Felicitări! Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! Celorlalți vă mulțumesc tare mult. După cum știți, săptămâna care vine unul dintre cei mai mari actori. Este vorba de Dorel Vișan, sunt convins că sala va fi neîncăpătoare. Dacă astăzi a fost neîncăpătoare, din timpul ce va fi săptămâna viitoare, datorită, grație prietenilor dragi de la Iași, Daniel și Filomena Coru. Seară plăcută, post ușor, frumos și sănătos! Aveți un moment. Scuze. Vreau să prezentăm un filmuleț. Am luat comanda. Poate iau și aici. Doamna Bobiș n-a venit să mai devreme să-mi spună de regie. Au și un montaj, vă rog. Am făcut un filmuleț foarte scurt, de 3 minute, din activitățile copiilor. Din timpul concursurilor la care au participat, din timpul dansărilor de carte, în particular de românilor. Pardon, nu spui și nimic? Sonor, sonor! Lați și voi copii de unde... Simbolul primăverii deja e în inimile noastre, nu casele noastre. Grație doamnei profesoare Luminița Bobiț, spune că îi face reurile să fie domnișoară. Pe urmă, Mirică. Păi bine, așa? Râzi, Gabriel! Râzi că-i bărbatul la ușă. Am luat de seama, dar ce mașa ce a luat-o Mirică, a luat-o Bobiț. Uite, preocupările de la 28. Biblioteca, copiii sunt centru. Respectul tot și frumusețe toate. Da, da, da. Mulțumim mult.